Direct cu Tudor Mușat la Europa FM. Bine v-am regăsit. E ultima noastră întâlnire înainte de Paște, ultima întâlnire cu România în direct săptămâna aceasta și vreau să vă întreb exact asta. Cum vă petreceți Paștele? Cum vă petreceți 1 mai? Dacă ați ales să plecați undeva și dacă da, de ce? Dacă alegeți să rămâneți acasă, familia și dacă da, de ce? Dacă e ăsta un... ceea ce faceți de obicei sau dacă pur și simplu anul ăsta s-a schimbat regula și pentru unii și pentru ceilalți, de altfel. 0372069599 e numărul de telefon la care puteți intra în direct. E al doilea an complicat pentru noi, foarte complicat, în care sărbătorile ne prind în pandemie, dar de data asta restricțiile, din fericire, sunt mai puține față de anul trecut, începând cu ceea ce putem face în noaptea de înviere, cu circulația liberă, cu mersul la biserică, la slujbă și terminând cu libera noastră circulație în rest, pentru că în afară de circulația pe timp de noapte, practic nu mai avem acele restricții de care cred că ne amintim sau am vrea să le uităm, mai bine zis, de anul trecut din plină stare de urgență. Foarte mulți români deja se duc la mare și la munte. Anul trecut lucrul ăsta nu era posibil, vă amintiți, hotelurile, pensiunile erau închise și așa rămâneau până undeva spre vară, prin iunie. De data asta însă lucrurile s-au schimbat. Sunt zone unde s-au rezervat locuri cu mult timp înainte, sunt probabil zone unde o să ne călcăm pe picioare și altele poate mai retrase, mă rog, fiecare după gusturi. Ideea e că s-a plecat foarte mult din localitatea de Baștină zilele astea și sunt foarte mulți cei care se duc la mare, la munte. Nu doar pentru că e Paștele, ci și, așa cum spuneam, pentru că se suprapune Sâmbăta Mare cu 1 mai. Iar 1 mai era, pentru foarte mulți, tradițional, momentul ieșirii undeva. La mare, poate în alte locuri, nu mai zic de iarbă verde în proximitate, dar asta se poate face și acum și probabil că dacă nu o să fie în Sâmbăta Mare, când poate nu ne arde neapărat de grătar, o să fie luni sau marți, eu știu, în celelalte zile libere. Cum procedăm anul ăsta? Dacă alegeți să stați acasă, spuneți-ne de ce faceți asta. Pentru că vi se pare, din principiu, un moment bun de petrecut în tihna căminului, e ceea ce faceți de obicei de Paște, sau e din cauza prudenței în contextul pandemiei? Mi-a trăgea Sorin Niculescu mai devreme atenția că dacă mergi la mare, te poți și vaccina cu ocazia asta, pentru că da, asta știm deja. Nu știu ce să mai facă autoritățile să ne convingă să ne vaccinăm și atunci, iată, cu ocazia ieșirilor ăstora, se poate deja să îmbini plăcutul cu utilul și să te și vaccinezi undeva la mare. Știți foarte bine că nu mai e nevoie de programări, că te poți opri la centre drive-thru, la alte centre, pur și simplu arăți buletinul și te vaccinezi. Deci e și asta o ocazie. Pe drum undeva, habar n-am, dacă vă opriți în vreo localitate și găsiți un astfel de centru acum în zilele lucrătoare, cu atât mai bine. Dacă mergeți undeva, pe de altă parte, este, dacă deci nu rămâneți acasă, e pentru că așa faceți în fiecare an, așa mergeți, plecați de Paște, că e în străinătate, că e în, la mare, la munte, la noi, sau pentru că de data asta se simte nevoia eliberării de restricțiile pe care le-am tot avut și poate ați schimbat regula. Dacă mergeți undeva, o altă întrebare pentru voi ar fi de ce, de cât de mulțumiți sunteți de ceea ce vi se oferă în materie de petrecerea sărbătorilor la mare sau la munte. Pentru că vorbeam și cu Sorin ceva mai devreme, mâncare, mâncare, mâncare. Când te uiți la televizor și vezi cum s-au pregătit pensiunile, mâncare, 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 bucate tradiționale, bine, dar în afară de mâncare mai e și altceva în ieșirile astea de Paște, având în vedere că oricum și acasă probabil făceam cea mai bună mâncare, dacă nu noi, atunci rudele și așa mai departe. Deci sunteți mulțumiți de ceea ce vi se oferă în materie de petrecerea timpului liber, de agrement, să-i spunem așa, de petrecerea sărbătorilor la mare sau la munte, sau contează ieșirea în sine? Contează depărtarea de casă, pentru că asta ne încarcă bateriile. 0372069599, spuneți-ne ce faceți anul ăsta de Paște și de 1 mai. Dacă plecați undeva sau dacă stați acasă, îl salut pe Alexandru. Bună ziua! Salut și eu, pentru că aud că ești pe drum, Alexandru. Cred că te duci deja undeva în vacanță?
nu, merg după mie. Aha. Da. Ceea ce ar fi un indicator că stai acasă. Da. Cu siguranță stau acasă dacă toată această pandemie și acest artificiu, cum spun alții, de calcul al pandemiei de SARS-CoV-2 trebuia să învețe ceva lumea din această acest lucru, era de a petrece timp acasă cu familie. Adică de Paște sau de Crăciun, să rămâi acasă, pentru că, în esență, mare majoritatea timpului petrecut, de fiecare dintre noi, îl petrecem la muncă. La muncă sau în oraș sau în anumite momente cu prietenii. Dar acasă ești oarecum un turist, să zic așa. Că ajungi acasă, ai o oră înainte să adormi și o oră după ce te-ai trezit. În rest, ești mai tot timpul prin oraș. Cu prietenii sau cu munca și așa mai departe. Cred că marea majoritate a persoanelor așa ar trebui să deschidă ochii și să aprecieze mai mult ceea ce avem în momentul de față. Sunt un antreprenor, la mine sunt în Horeca. Așa. Și surprinderea personalului pe care l-am, mai ales că acum s-a mai ridicat restricțiile, se așteptau ca noi să fim deschiși. Și am spus nu. Și am spus, băi, de ce? Păi vă spun eu de ce. Pentru că zic, sunt 365 de zile pe an. Zic, două zile de Paște, două zile de Crăciun și 1 ianuarie, fiecare trebuie să stea acasă cu familia. Celelalte 360 de zile poți să faci business, poți să faci ce vrei tu. Și la mine toată lumea primește prima, având în vedere că de dimineață la Europa FM ați avut sondajul respectiv dacă lumea primește prima. Da, este și normal să primească prima. Asta este o mulțumire pentru cei care muncesc. Da, Alexandru, ai folosit două formule. Ne învață pandemia asta și trebuie. Stau și mă gândesc că, bun, așa funcționează lucrurile pentru tine, dar crezi că e și cazul să facem acest efort să ne uităm un pic la ce înseamnă statul acasă pentru noi? Că eu, în principiu, cuvintele ne învață ceva sau trebuie ceva, îmi dă așa un caracter oarecum definitiv. Dom'le, așa stau lucrurile, dar poate pentru mulți nu stau așa, poate mulți vor, din potrivă, să rupă lanțul ăsta al statului acasă, mai ales în condițiile astea, și vor să meargă undeva. Sau pentru ei momentul festiv se cere sărbătorit în afara unui cadru obișnuit în care petreci toate celelalte zile din an. De asta te întreb, ce înseamnă pentru tine sau cum reacționează, uite, cum reacționează colegii tăi cărora le-ai spus trebuie să stați acasă, dacă pentru ei există trebuie sau au apreciat lucrul ăsta? Sau au zis, șef, abia așteptam să mai terminăm cu statul acasă, veneam și noi, mai vedeam lume. Nu, în mare parte personalul pe care l-am trăinuit, pe care l-am dirijat în decursul anilor, au înțeles foarte bine ceea ce eu am vrut să le exprim. M-am făcut foarte bine înțeles de fiecare, pentru că vorbesc pe limbajul lor. Sunt cu ei, dacă eu am excelat într-un anumit domeniu și mai ales în Horeca, pentru că asta este hobby-ul meu, pasiunea mea. Pentru mine nu este o muncă. Ai o afacere în Horeca, într-o localitate, în oraș, sau în ceea ce se numește turism? În București, ok. Deci nu la munte, da. Nu la mare, nu la deal, undeva unde să-ți vină turiști, să zicem. Într-adevăr, înțeleg și pe acei parteneri, să le zic așa, din Horeca, care au dezvoltat un business la munte sau la mare, dar asta le-am explicat și angajaților mei. Zic, uitați-vă la ei. Ei văd momentele astea ca pe o sursă de venit. De ce? Pentru că în cursul anului ei nu încasează așa cum încasează un business local. Și ei bat fierul câte cal, după proverbul pe care îl avem. Dar persoanele, să știți, vă spun din propria experiență, dacă știi să te faci explicat, dacă arăți persoanelor pe care le conduci că ești alături de ei, cu siguranță ei muncesc cu drag și sunt devotați. Atât timp când nu te interesezi de personalul pe care tu îl conduci, o să primești aceeași răsplată, aceeași monedă.
Da. Pentru că este în firea omenească de a reacționa într-un fel. Îl tratez cu respect, îl îmi respect. Îl tratez cu indiferență, tot da. Indiferență. Se spune că ceea ce semeni aia culegi, nu până la urmă. Da, da, n-ai cum să culegi, n-ai cum să semeni vânt și să nu culegi furtuna. Mm-hmm. E imposibil. Cu siguranță vei culege furtuna. Mulțumesc foarte mult, Alexandru. Alexandru e din tabăra celor care spun statul acasă e important, trebuie să stăm acasă, trebuie să fim atenți la momentele astea de liniște în familie. Chiar există și acest imperativ, trebuie, uite, în opinia lui Alexandru, dar poate că sunt alții care spun trebuie să plec pentru că, nu știu, așa marchez un moment de sărbătoare sau așa mă deconectez sau pur și simplu în anul ăsta complicat în contextul pandemiei. Așa simt nevoia să schimb ceea ce fac de atâta vreme și m-am plictisit sau mă obosește. 0372069599. Spuneți-ne ce faceți de Paște și 1 mai anul ăsta, dacă stați acasă sau dacă plecați undeva. Și de ce, pentru fiecare dintre variante? Pentru că e un moment bun de petrecut acasă, pentru că vă e teamă de virus, sau dacă mergeți undeva, pentru că așa faceți în fiecare an, sau pentru că, uite, de data asta, nu o făceați până acum, dar de data asta simțiți nevoia unei evadări. 0372069599. Mihai, ești în direct. Bună ziua. Bună ziua. Mihai din Iași. Noi, sărbătorile astea, Crăciun, Paște, mai suntem în Iași, în oraș. Mergem în mediul rural, la Sofrimer. Acolo îți dă altă stare. Ești liniștit, lumea se îmbracă frumos, mai vin în vizită, mai... În timpul anului mergem, ieșim, ne ducem la mare, la munte, la... cu copiii, avem doi copii, ne dă o stare sufletească, cum e vorba aia, să fim mai buni, parcă e altceva. Ți-e dor de momentele astea, Mihai, în care lumea se îmbracă frumos, pentru că, uite, da, asta e sigur. Ceva ce probabil nu mai întâlnești foarte mult de sărbătoare, lumea se îmbracă frumos, mai ales în mediul rural. Mai ales în mediul rural, noi mergem permanent, e la 50 de kilometri de Iași, dar... Deci mai ajutăm, mai facem una în grădină, mai vine un vecine. Acum este momentul când mergem un pic la biserică, noapte de înviere, venim înapoi, tot satul, toți cu lumânări, se duc în cimitir. În cimitir arată ca un pom. Noi stăm undeva pe deal, cimitirul e în vale. Arată ca un pom de Crăciun. A doua zi la fel. Te întâlnești cu oameni, vin în vizită, povestesc, X, Y... Îți dă o stare de sărbătoare, cam asta e sărbătoarea. Crezi că starea asta de sărbătoare o poți găsi undeva, cum să spun, nu facem acum nimănui procese, dar crezi că o poți găsi undeva la mare sau la munte sau plecând, făcând turism, de exemplu? Unii știu că se duc în Egipt cu ocazia acestui mini-vacanță. Da, probabil sunt persoane care așa revăd. Eu, în momentul de fapt, nu. Am, bine, bat 50 de ani. Mulțumesc. Nu, mulțumesc, pe fel și dată. Liniștea o văd altfel. Probabil și contextul. Ieșim și noi, v-am spus, ieșim foarte mult. Dar în timpul anului sunt destule weekend-uri, destule momente, slavă Domnului. Da, mulțumesc, Mihai. Ești pentru familie și pentru liniște. Vă aștept părerile. În momentele astea, da, Crăciun și Paști sunt două și anul nou. Două în tot anul. 0372069599, spuneți-ne ce faceți anul ăsta de Paște și de 1 mai, pentru că e o situație ușor atipică, nu doar din cauza pandemiei, asta deja, mă rog, fiind al doilea an la rând, e atipică, dar hai să zicem că șocul inițial l-am înghițit data trecută, acum de bine de rău ne putem relaxa într-o oarecare măsură, dar mai e și situația atipică care intervine odată la câțiva ani doar, în care 1 mai se suprapune cu sărbătoarea de înviere, practic se suprapune, mă rog, anul ăsta cu Sâmbăta Mare. Plecatul ăsta are alte semnificații de 1 mai, poate că se bat cap în cap pentru unii acum. Dorința de a sta acasă de Paști cu dorința de a fi plecat undeva de 1 mai. Și atunci ce alegem? Așa că spuneți-ne dacă stați acasă sau dacă mergeți undeva, 0372069599. Florin, ești în direct, Florin, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Europa FM! Vreau să vă spun că eu acum mă întorc din Germania, special pentru sărbătorile pascale. Așa. Și țin să anunț că anul acesta este ceva deosebit față de anul trecut, știm foarte bine, și noi nu știm de fapt să ne bucurăm de ce avem acum și ce am avut anul trecut, de fapt. Anul trecut am fost închiși, anul trecut nu ne-am putut bucura de nimic.
anul acesta sperăm să ne bucurăm și de mai multă libertate, și de familie, și de prieteni, chiar dacă încă mai este pandemie. Eu spun că suntem pe drumul cel bun și încet, încet... Uite, Alexandru, primul vorbitor, spunea că n-am știut să apreciem sau nu știm în continuare să apreciem ceea ce ne oferă, dacă e ceva bun în toată pandemia asta, ceea ce ne oferă bun în legătură cu petrecerea timpului cu familia, că prea suntem în vizită. Cred că în cazul vostru, Florin, e specială situația, pentru că voi veniți pentru familie în țară, dacă înțeleg bine, nu? Exact, exact, exact. Și noi, de fapt, în România, pot să zic că suntem bine față de Germania, în sensul că în Germania, de anul trecut, din noiembrie, magazine nu sunt deschise, decât pur și simplu doar cele alimentare. În Germania, restaurante, mă refer tip hotel, cu terase, unde se poate servi cum e în România acum, acolo tot așa e închis. Deci noi aici, eu spun că o ducem mult, mult mai bine în sensul ăsta pe pandemie. Și tocmai de aceea am și venit. Bine, sunt vaccinat, m-am vaccinat pentru a ajunge în țară, dacă nu trebuia să fac carantină. Și m-am vaccinat nu numai pentru asta, m-am vaccinat pentru siguranța mea, pentru că am trecut prin boală, știu cum este boala și vreau să apuc multe sărbători, multe sărbători alături de familie sănătoși. Și avem speranța că o să fie bine și cu acest vaccin și cu totul. Așa să fie. Drum bun în continuare, Florin. Mulțumim pentru apel. 0372069599. Azi la România în direct discutăm despre cum vă petreceți Paștele și 1 mai. Dacă pentru voi e importantă atmosfera aia, uite, e Joia Mare și probabil că unii acum, nu știu, frământă cozonaci sau și vopsesc ouă și așa mai departe, alții sunt bară la bară pe Valea Prahovei ducându-se spre pensiune sau pe A2 ducându-se la mare. Evident, nicio variantă nu e nepotrivită. Vreau să aud de la voi care e potrivită pentru fiecare dintre voi cei care ne sunați la 0372069599. Daniel, bună ziua! Bună ziua! Ești cu plecatul sau cu... Nu mai puțin să opresc că sunt în trafic. Așa, ar fi măsura de siguranță potrivită. După care să ne spui dacă ești în trafic spre undeva sau ești în trafic spre undeva, adică destinație de vacanță, sau ești în trafic spre cumpărăturile pentru acasă. Să-l iau pe, să iau copilul la grădiniță și plecăm mâine, plecăm tot astăzi spre casă la locuința părinților și a socrilor. Mm. Nu plecăm. Nu mai plecăm de Paști de ani de zile. O singură dată am plecat în Bulgaria și mi-a părut rău. De ce? Sunt alte tradiții. Nu înțelegi nimic de la slujbă. În fine. Uh-huh. Și de întâi mai, de asemenea, nu mai plec de tinerețe, pentru că am ajuns la o vârstă în care nu mai suport aglomerația. Și atunci, de întâi mai, preferăm tot la fel să stăm acasă. Uh-huh. Nici măcar în vremurile astea? Mai în glumă, mai în serios acum, Daniel. Nici măcar în vremurile astea în care ne-am tot izolat... un pic de aglomerație nu-ți face cu ochiul? Nu. Nu mi-e frică. Am avut COVID odată, a doua oară COVID-ul și că ar fi fost, dar eu nu cred că a fost. În speța trebuie să plec din țară, mi-am făcut testul PCR, mi-a ieșit pozitiv, pentru faptul că nu aveam niciun simptom, nici eu, nici membrii familiei. Am mai făcut unul. Da. La diferență de două ore. Și surpriză, a ieșit negativ. Și mi-a fost de treabă. Am plecat unde am avut de plecat, în excursie, în afara țării. Dar nu, aglomerația nu o suport, dar nu mai suport de ani de zile, nu de ieri de alaltă sau de COVID. Da, deci ești pentru colțișorul retras din familie, chit că această familie înseamnă, presupune un drum până undeva, nu? E vorba de... Da, bineînțeles. Da. Păi e ocazia cu care putem să ne vedem toți membrii familiei, toate rudele, nași, fiini, eventuale chefuri care își permit să și le facă. Da, nu, uite, acum mă duce asta cu gândul la faptul că am putea poate să ne vedem mai des și în afara acestor sărbători de Paște și de Crăciun și nu o facem. Iar mă întorc la Alexandru, apropo de trebuie și ce ne învață asta. Poate că am putea să ne punem și întrebarea asta. De ce așteptăm Paștele și Crăciunul să ne vedem cu cei dragi? De ce nu mai inventăm cel puțin încă un moment sau două pe an în care să facem acel drum
și să-i convocăm, să zicem, cu, așa între ghilimele, pe cei dragi, la o bere vara, la un, nu știu, grătar, la ceva, habar n-am. Să fiu sincer, pentru mine drumul ăsta e scurt, are 120 km și îl fac la cel puțin 2 săptămâni. Și în momentul în care ajung acasă, atunci dau de știre celor interesați și ne vedem, ori la mine, ori la ei. Dacă deci, sunt mulți, deci se întâmplă. Da, noi avem 6 perechi de fin, e cam greu să ne vedem la mine. Și atunci preferăm să ne întâlnim în măsura posibilităților la un restaurant. Dacă e și deschis, dacă e și liber. Da, uite, e și asta o modalitate până la urmă. Da, da. De cei care se duc la restaurant, să zicem, acum, în perioada asta, că na, dacă te duci la hotel sau la pensiune, la munte sau la mare, trebuie să mănânci undeva, bănuiesc că nu vii cu mielul de acasă și atunci... Normal. Da, cum ți se pare ideea asta de a... De a lua această masă festivă într-un mediu din ăsta turistic, să zicem așa. Păi, de câteva luni de zile, să nu zic chiar de anul trecut, toate restaurantele au luat măsura de a distanța mesele. Și intri frumos în restaurant. Da, știu ce spui și ai dreptate. Mă referam mai degrabă la feeling, la sentiment, la cum arată asta într-o sărbătoare, să faci asta. Nu simt nici o diferență. Tot în restaurant stau, tot fără mască, să nu-i spun botniță, stau. Deci nu e nicio diferență. Dacă masa e mai aproape, mai departe decât masa vecinului, asta e altă treabă. Nu, da. Nu mă deranjează. Uneori poate chiar ajută. Mulțumesc foarte mult, Daniel. 0372069599. Spuneți-ne cum vă petreceți sărbătorile care se apropie în câteva zile, Paște și 1 mai, dacă alegeți să stați acasă, de ce stați acasă, dacă mergeți undeva, de ce mergeți undeva, ce vă atrage la aceste drumuri și, cum ziceam, ce vi se oferă, dacă sunteți mulțumiți de ceea ce vi se oferă în materie de petrecere a sărbătorilor, la mare sau la munte, în cadrul turistic, să zicem așa, în afară poate de mâncare. 0372069599. Ailin, bună ziua! Bună ziua, sunt din Constanța și vreau să vă prezint o situație mai deosebită la noi aici, la mare, cum zice toată lumea, că vine de 1 mai. Eu sunt de etnie, sunt de religie musulmană, sunt căsătorită cu soț ortodox. Deci noi aniversăm și Paște și Crăciun și Bayram, că în 2 săptămâni vine și Bayramul. Așa, exact. La noi în Constanța, în Dobrogea, există o lege nescrisă, care totuși se respectă. De Paște și Crăciun lucrează turcii, de Bayram lucrează românii. Aha. Deci eu practic de Paști voi fi la muncă. Da. Da. Cred că voi sunteți un pic dezavantajați totuși, având în vedere și că numeric sunteți mai puțini și tura în care picați și faptul că nu vă sincronizați cu liberele celorlalți, să zicem. Da, dar de obicei se cam știu de la început sărbătorile și se face de așa fel încât cei de etnie de musulmană să fie la muncă. Da. Dar nu te-a tentat niciodată să pleci, Ailin? Bun, lucrezi în sectorul ăsta, înțeleg, și cumva te ține job-ul ocupat în perioada sărbătorilor. Pentru voi, o gură de oxigen. Soțul fiind ortodox, este cam o dată la 3-4 sărbători de Paști pic de muncă, ca să zic așa. Cam așa, dar anul ăsta pic de muncă. Deci de Paști vom fi acasă, nu vom pleca nicăieri. Asta cu Paștele. De 1 mai, așa. Noi constanțenii, de 1 mai, suntem iarăși dezavantajați. Pentru că se supraaglomerează orașul, Mamaia, și eu, de exemplu, ca și constanțean de ani de zile cu prietenii mei, nu mergem în Mamaia de 1 mai. Tu pleci la munte, te pomenești. Nu plecăm nicăieri, dar nici nu intrăm în nordul Constanței și în Mamaia. Mai ales că eu locuiesc la 200 de metri de Mamaia, nu vreți să știți ce este de 1 mai în Constanța. O, ba da, dacă nu știm, vedem, oricum. Adică, cred că fiecare a experimentat odată. Anul ăsta o să fie mult mai rău, deoarece Constanța este o groapă, se lucrează aproape de variantă pe așa. În oraș, toate străzile sunt sens unic, traficul este infernal, deci în Constanța, dacă veniți, o să aveți, din păcate, o surpriză neplăcută cu traficul, este groaznic de aglomerat pentru noi constanțenii. Ce să zic, Ailin, mai ești și de serviciu și în loc să faci reclamă, tu le spui oamenilor să nu vină, de fapt, în Constanța, nu, în perioada asta. Doamne ferește, fiecare alege ce vrea. Eu zic, din perspectiva mea, de constanțean. Eu de 1 mai... Dar îți vine uneori să pleci? Uite, ca să ne întoarcem la... Da, la... Deci, dacă eram liberă, plecam la Iarbă Verde, avem niște pădurici în zonă, da, făceam un grătar la Iarbă Verde, da.
Dar nu plecai ca turist, să zicem, câteva zile undeva, de exemplu, Maramureș, nu, sau în Suceava, sau în Craiova, sau habar n-am. Nu, dar da, am fost odată plecată la Bulgari, de 1 mai, dar de 1 mai, nu de Paști, ca o mini-vacanță, tot așa, a căzut vreo joi, parcă, și s-a unit cu vineri și a fost 4 zile, am fost la Bulgari de 1 mai. Dar așa, nu, nu. De 1 mai plecăm la Iarbă Verde, în sens invers, stațiunii Mamaia. Da, uite că anul ăsta cad împreună. Mulțumesc, Ailin, îți doresc spor la treabă în zilele astea, cât ești de în serviciu. Și mergem mai departe la Cătălin din Bacău și vă reamintesc că ne auzim la 0372-069-599 să ne spuneți ce faceți de Paște și de 1 mai anul ăsta. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Sunt Cătălin din Bacău. Dar anul acesta am preferat să merg la mare, să evadez de Paști. Nu că aș prefera în fiecare an să merg la mare de 1 mai sau acum s-a întâmplat pur și simplu să cadă în aceeași perioadă și a zis să mergem puțin. Am mai fost plecat și acum aproximativ o lună și jumătate tot la mare și a zis să încercăm din nou dacă în sărbătorile. De, intenția ta era de fapt să ieși de 1 mai sau să ieși de Paște și având în vedere că s-au suprapus, mă rog, nu mai contează foarte mult că ieși în perioada asta. Dar de obicei, cum ai fi planificat? Ai fi vrut să ieși de Paște, nu? Da, de Paște mai mult, deoarece, nu știu, treaba cu 1 mai e doar ceva pe fugă și nu era totuși ok. Da. Bun, mă bucur că avem perspectiva cuiva care zice de Paște vreau să ies. Ce te atrage la ieșitul de Paște? Preferi să nu fii tu cel care pune masa? Preferi să nu fii în contextul ăsta în care te afli în restul anului? N-ai chef de, nu știu, programul de mers la ceremonia religioasă? Sau ce faci în mod special când pleci de Paște? Oricum, la ceremonie vreau să merg, chiar dacă merg la mare, deci la slujbă vreau să merg. Nu e, adică, chiar dacă merg în alt loc, tot timpul, chiar dacă am mers în altă parte, am mers la slujbă. Dar, într-adevăr, nu vreau să pun masa anul acesta, vreau să evadez puțin, cum am făcut și de, nu știu, de sărbătorile de iarnă, să spun așa, în preajma Crăciunului sau Revelionului, tot așa mai plecam. Bine, nu în fiecare an, dar încerc să evadez puțin de situații. Îți convine, te satisface ceea ce ți se pune la dispoziție ca turist de Paște? Da. Ce-ți place cel mai tare? Faptul că gătesc alții pentru tine și mai gătesc și bine dacă ai noroc? Sau faptul că, nu știu, mai ai și alte formule de petrecut timpul liber departe de casă? Da, îmi place să gătească altcineva pentru mine. V-am zis, am mai fost în acest loc și acum o lună și ceva, tot în același loc. Acum vreau să merg tot acolo, pentru că am fost mulțumit atunci, am fost doar de probă, să spun așa. E un regim cu pensiune completă în această perioadă, dar tot la fel cu bufet, regim bufet. Se poate lua masa oricând. Restul anului este un regim all inclusiv, dar acum, fiind doar câteva zile, de asta zic, e o pensiune completă, dar sunt mulțumit. Am și un tratament special pentru masaj, piscină și așa mai departe. Deci e super ok. Deci ești la răsfăț de Paște, cum ar veni anul ăsta, de Paște și de 1 mai. Să spunem așa, da. Bun, petrecere frumoasă, Cătălin. Mulțumesc pentru apel. 0372069599. Ce faceți de Paște anul ăsta? Rămâneți acasă sau mergeți undeva? Poate unii ne sună deja de pe drum. Ovidiu din Deva, bună ziua! Bună ziua, domnul Moșat, dumneavoastră și ascultătorilor. Ca să răspund la întrebările dumneavoastră, o să vă spun așa. Vă rog. De 1 mai, sărbătoare prin muncă, fiindcă am fost selectat la biserică să lucrez la tăiatul pâinii și așezat un caserole pentru împărțirea de după slujba de înviere. De Paști, subliniez de Paști, nu de Paște. De Paști, așa. Voi face ceea ce face familia mea de foarte multă vreme, adică consacrăm această sărbătoare familiei. Vom sta acasă, vom primi probabil pe fiinii noștri și vom petrece așa cu decență Sfintele Sărbători.
Înainte de a ne așeza la praznic, cred că voi fi în echipa care va distribui caserolele cu Paști pentru enoriașii din parohia noastră, care, din motive binecuvântate, nu se pot înfățișa la slujba de înviere. Asta este una dintre marile bucurii și plăceri din fiecare an, de vreo câțiva ani încoace. Da, ați plecat vreodată de Paști în altă parte? Să nu-l faceți acasă și nici în familia extinsă în alte localități? Pur și simplu să fiți turist de Paști? Nu, știți ce se întâmplă? În timpul vieții active, aproape tot anul am fost plecat de acasă. Trebile de servici m-au dus cam în toate țările Europei și am făcut și Crăciun și Paști și alte sărbători pe alte coordonate. Cert este că după ce m-am pensionat, este o plăcere să fac sărbătorile împreună cu familia. Vă luați revanșa, să zicem așa, pentru toate drumurile făcute în alți ani. Da, da, păi trebuie o compensație în toate. Oricum, mă bucur că în acest an avem mai puține restricții. Sper ca toți concetățenii noștri să înțeleagă doza de responsabilitate pe care o incumbă aceste relaxări, să se vaccineze, să poarte mască, să respecte măsuri de distanțare și igienă, ca să putem avea următoarele sărbători, într-adevăr, normale, ca înainte. În rest, să auzim numai de bine. Așa să ceea fie, ce vă doresc dumneavoastră și sărbători cu bine, pace și sănătate la toți cei care ne ascultă. Vă mulțumim foarte mult, Ovidiu, și mergem la Lucian mai departe, din Constanța, din nou. A deschis Ailin, cred, un subiect legat de ce se întâmplă în Constanța, Lucian, nu? Ziua bună, dragii mei! Ideea în felul următor. Așa. Așa m-am apucat, eu sunt la 60 de ani, dar așa m-am apucat în familie. Ideea de bază fiind că cele două sărbători, cele pascale și cele de Crăciun, sunt datorate familiei. Dar poți să-ți iei familia și să pleci cu familie cu tot la e mare. Foarte sau... E foarte complicat. Familie înseamnă părinți. Pentru unii dintre noi, foarte puțin părinți, cum e în cazul nostru, doar unul a mai rămas. Familie înseamnă copii, familie înseamnă nepoți, familie înseamnă fiini. Da? Deci asta înseamnă familie, cu copii, cu nepoți, cu fiini, în jurul mesei. Uh-huh. E sfânt pentru noi. Este un obicei dintotdeauna. Sunt rarele ocazii în care este obligatoriu să fructifici faptul că poți fi împreună. Putem fi împreună. Restul, n-avem atâtea zile pe an de umblat și de crăilit și de plimbat și de distrat și de mers la păi mare. Păi nu, uite, mulți o să spună n-am avut în ultimii 2 ani pentru că ne-au ținut ăștia în case și n-am putut să facem mai nimic. Acum să plecăm, să ne luăm revanșa. Deci, da. Deci ce s-a întâmplat acum a fost o excepție care ne-a durut pe toți, în rărunchi. Dar problema se pune și în felul următor. Pe mama nu pot să o iau cu mine în dreapta, în stânga. E cum să o las eu pe mama să facă Paștele singură? Ce face ea de Paște singură? Să se gândească la tata, să se gândească la copii, la nepoți, la strănepoți. Adică nu, e ca și cum am dezerta sau ca și cum din egoism am face ceva strict pentru sufletul nostru. Toți ceilalți se bucură împreună cu noi sau noi să ne bucurăm împreună cu ceilalți. Nu putem să o luăm pe cont propriu. Da. Deci asta este punctul meu de vedere și asta e tradiția familiei mele și a familiei mele în sensul că și părinți și socrii, toți am fost la un loc în jurul mesii. Și pe măsură ce copiii se căsătoresc tot așa, că să ne adunăm, să fim cu toți. Dă-mi voie să te mai întreb ceva, Lucian, dacă mai... rezistă atmosfera aia de pregătire a sărbătorii, că, da, sigur, așa, mă rog, sigur, mergem la supermarket, luăm provizii, ne strângem, fiecare aduce câte ceva sau gazda pune masa, dar mai e și vorba de asta? De a nu pleca pentru că pierzi așteptarea aia, perioada de dinainte de sărbătoare? Bine, acum, sigur, e o perioadă de post, pentru mulți e un alt gen de... Da, așteptarea rămâne, nu așteptarea momentului festiv rămâne. Așteptarea momentului festiv până la o anumită vârstă e foarte, foarte, foarte important. Dar după o anumită vârstă, așteptările sunt legate de ceilalți. Uh-huh.
Da? E o ocazie în care copiii nu pot refuza să vină la masă. Da? Este momentul în care poți să fii alături de părinții care au mai rămas pe lângă tine. Adică conotațiile sunt mai ample decât simplu fapt că mâncăm mieluțul, pe care în altă ordine de idei azi l-am tranșat și l-am dat nevestimii în lucru, să zic așa. Deci azi e cu treabă. Mulțumesc foarte mult. De acum e cu treabă, Da, exact. Mulțumesc foarte mult, Lucian. Lucian a fost din Constanța și acum ne sună Constanța din Târgoviște. Bună ziua, Constanța. Și ascultătorilor, mă bucur că am reușit. Deci sunt în asentimentul antevorbitorului meu, care mi-a citit foarte tare gândurile. Pentru mine, sărbătoarea Paștelui și sărbătoarea Crăciunului sunt sărbători sfinte. Că s-a întâmplat astăzi, anul acesta să fie de 1 mai, este cu totul altceva. Da. Sărbătoarea Paștelui este învierea, natura a reînviat, parcă ne-a scos un pic din starea de haos în care am trăit atâta vreme. Da, dar vedeți, Constanța, se poate, unii vor să vadă asta, cum să spun, în natură, departe, undeva, și atunci se duc. Nu. Deci, n-aș zice. Uh-huh. Acasă cu ai tăi, te duci în vizită la părinți care sunt sau care nu mai sunt, ei se bucură și acolo de unde sunt, dacă te-ai dus cu o floare și o lumânare. Dacă ai ajuns acasă și ți-ai amintit câte ceva despre ei, deci eu de acest Paște, de fapt am stat numai acasă cu familia sau am fost în vizită la părinți, așa o zi. Da. De Paștele acesta, în clipa în care voi, sâmbătă, vineri, mâine sau poimine, în clipa în care voi ajunge la părinții mei, în drum spre casa lor, m-am pregătit pachete pentru oamenii nevoiași și pentru familiile care au mulți copii. Da. Așa am făcut în fiecare an, așa fac și acum. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Ne mai rămâne un pic de timp până la finalul emisiunii, cred, nu? Și pentru Dorel. Dorel din Suceava, bună ziua. Dorel, ne auzi? Ești în direct. Da, uite, e vorba inclusiv de împăcat asta. Te auzim, da, ești în direct. De împăcat obiceiurile astea din preajma sărbătorii, nu? Sărbătorilor de Paști cu eventual o deplasare undeva. Oare putem să le facem pe amândouă? Dorel, ce crezi? Din punctul meu de vedere, nu putem să le facem. Adică noi nu le facem, dar nici nu spunem să nu le facă oamenii. Uh-huh. Nici de cum. Noi, ca și familie, suntem din Suceava deloc. Tradițional, pentru noi este mersul la biserică, asistat la slujbă, sfințirea coșului, masa în familie, în dimineața, atunci când ajunge acasă de la biserică. Ulterior, continuăm cu masa tradițională în sânul familiei lărgite, la țară, unde avem părinții, socrii. Cam ăsta este obiceiul nostru la Suceava, pentru mine, pentru mine și familia mea. Dar ai plecat vreodată de Paști să vezi cum e și altfel? Sincer, am încercat anul trecut să facem un alt fel de Paște. Adică ne-am gândit și noi, după ani de zile, că am putea merge, de exemplu, în Egipt. Am plătit avansul, am pregătit locul, ne-am gândit la toate. Practic, pandemia ne-a reabilitat, ne-a readus exact la obiceiul nostru tradițional. Când zici ne-a reabilitat, sună așa, pedeapsă. Și atunci o să te întreb, o să mai încerci să faci asta eventual la anul? Că hai că la anul precis că nu mai avem, sau așa ne dorim. Nu, să sincer, nu copim. N-o să mai încercăm să facem degrabă. Mm-hmm. N-o să mai încercăm. Problema se pune că avem și noi copii și copiii încearcă și ei să ne încearcă pe noi și ne pun pe noi la încercare de a face sărbătorile în alt mod. Și nu trebuie să ezităm în a da curs, pentru că e normal, copiii vor și ei altfel de sărbătoare, practic, la un moment dat. Ținând cont că vârsta este clasa 6-7 și automat se vede, se văd multe cum din ziceam, obiceiul. Nicio variantă nu-i greșită, nicio variantă nu e de neluat în calcul. Mulțumesc foarte mult, Dorel, mulțumesc foarte mult tuturor celor care au sunat. Mă bucur foarte tare că am apucat să stăm din nou de vorbă săptămâna asta. Sărbători fericite, liniștite și din partea mea, și să ne reauzim cu bine. Pe curând!
Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.